producători de lavandă din toată țara sunt prezenți la Iași, în parcul expoziției, pentru o nouă ediție Lavanda Fest. Iubitorii de lavandă se pot delecta cu o gamă largă de produse naturale ce conțin lavandă, precum cosmetice naturale, plante aromate, aranjamente, accesorii handmade, decorațiuni artistice și patiserie. Oamenii caută din ce în ce mai mult produsele naturale și mai ales ecologice. Noi avem produse extrase din cultură de lavandă ecologică, producători din Iași de lavandă ecologică și avem ulei esențial, apa florală, creme, deodorante, balsamuri de buze, stare de baie, foarte multe produse cosmetice și relaxante. Eclerele cu lavandă, prăjitura cu lavandă și fistic, mai avem așa tartele astea cu cremă de lavandă și fructe, macaronsul care este la fel cu lavandă, ciocolata de casă cu lavandă și fructe și plus alte variante pentru cei care nu sunt fani lavandă. Anul acesta ne-am propus să scoatem din anonimat săculeții simpli de lavandă și astfel am făcut iepuraș, am făcut inimioare delicate pentru mame adorate și coronițe și am mai adus și ceramică. Noutatea din anul acesta este ceramica. Lavanda este cunoscută pentru calitățile sale terapeutice, dar și cosmetice. De aceea este foarte căutată de oameni. Chiar folosesc uleiul esențial de lavandă, de care sunt foarte încântată. Este un ulei relaxant și foarte plăcut pentru mine. Mulțumesc. Și acum ați optat să luați și ceva dulce din lavandă. Exact, da. Ați mai mâncat vreodată? Da, am mai mâncat la Brașov. Sunt foarte bune. Știu că are foarte multe proprietăți, în mod special proprietăți care te răcoresc. Adică orice produs care are un pic de ulei esențial de lavandă te ajută să te răcorești un pic și pe lângă asta este și antiseptic. Deci și pe lângă toate lucrurile astea știu că sunt foarte multe, foarte mulți producători de lavandă la noi în țară. Pentru ce le folosiți produsele? Sau ce folosiți? Deci eu folosesc în mod special săpunuri din ulei de lavandă. Anul acesta, în cadrul festivalului, ieșenii s-au putut bucura și de un stand cu tatuaje henna, făcut cu o pastă ce conține și ulei de lavandă. Și uleiul esențial de lavandă eu îl folosesc în pasta de henna, pentru că ajută să fac o culoare mai închisă a tatuajului. Și tatuajele cu henna sunt tradiționale din Orientul Mijlociu, dar și Orientul Îndepărtat, în mod special India și Pakistan. În India și în Pakistan, femeile își fac înainte de nuntă. Dar... Lavanda Fest este la a 27-a ediție. Vizitatorii mai pot veni până duminică, 25 mai, în parcul expoziției.